Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din Career Modul acesta minunat cu Fiorentina. Ne continuăm drumul aici, tic-tac, aici tic-tac, în perioada de transferuri, tic-tac. De ce zic tic-tac? Nu știu tic-tac, poate ne aduce noroc tic-tac. Dar ce-ar fi să dai un like tic-tac? Mi-am pierdut mințile? Da, tic-tac. Bun. Deci, hai să vă zic ce am mai făcut eu așa între timp în offline. Am mai avansat câteva zile, am mai vrut să văd un alta. Și am reușit să-l vând pe Cristoforo la Wolverhampton. Culmea, am zis că cea divin din ceruri ne-ar dau atenție. Bă, nu uita de Wolverhampton. Și oricum, cum v-am obișnuit, tradițional, avem două Career Moduri tot timpul în fiecare an pe acest channel. Unul este cu AC Milan, este echipa mea de suflet și ar fi culmea să nu fac un Career Mod cu echipa mea preferată, iubită, și am un pare rău că n-am tricou cu AC Milan, așa, l-am pus la spălat. Da, și desigur Career Modul cu Wolverhampton, care va fi chiar în curând, cine știe, poate mă răzgândesc și nu mai fac Career Modul la Liga și fac un Career Mod cu Wolverhampton, habar n-am. Bun. ESDM, l-am văzut pe Cristoforo, ce am mijlocaș de ăsta CDM, pe 13 milioane ne-au venit 9-10. Un lucru foarte fain, mi se pare că am mai primit o ofertă pentru Astori, care în ciuda vârstei, în ciuda tuturor chestiilor, omul ăsta încă primește oferte. Foarte tare, bravo Astori, ești bun frate. Dar voi da reject offer, logic. Așa, reject și primim o ofertă de la Benassi, pentru Benassi de la AS Roma, o ofertă 47 de milioane, dar practic aș întări o adversară gen cu un jucător care mi se pare epic. Jocul zice că am putea obține pe el 69 de milioane. Știi ce? Sunt dispus negocieri, dispus idei să caut alt mijlocaș, că mijlocaș se găsesc ușor. Dar, desigur, să mi se ofere cât vreau pe el. Mai ales că este în seria, dacă l-aș fi dat în alt campionat, hai că treacă, știi cum zic, dar că-l dau aici tocmai în campionat, nici nu mă gândesc, adică să fac o adversară mai puternică, de ce aș face asta? Ok, se vede și este clar că Roma nu are bani, deci da, voi da reject, marș afară din biroul meu. Așa, băi, voi veniți aici și îl vreți pe Benassi și nu sunteți în stare să oferiți prețul lui corect? Afară! Bun. Revenim desigur la ce contează, transferuri. Să aducem la echipa noastră. Este destul de mixt, așa ce mi-a spus voi pe acolo. Ba portar, ba că portarul e bun, ba ia-ți altă apărător. Bugetul nostru este de vreo 59 de milioane. Deci cei care mi-a scris Alpa Laba sau mai știu eu ce... pui mei. Hai să vedem la Transfer Hub. Hai să vedem la Transfer Hub și luăm pe toți în rând, zic eu că e cel mai bine, nu? Ok. Deci, dacă ar fi să cumpărăm un portar, ar fi poate Rico? Nu. No. La Font, nu. Perin. Mi-ar place mult să-l aduc pe Perin. Este un portar senzație. Între 4-6... Aoleu, ar fi tot bugetul. Pardon, era să mă nec aici. Așa, Tătărușanul nu, Cazilăz nu, Horn, iarăși scump, Rulli, iarăși scump, ne-am aruncat tot bugetul pe un portar, dar ce drept, uite ce portar, reflexe, diving, frate, are de toate omul acesta. Sau poate Paul Lopez, ui ce statistici faine are, ia uite, totul e verde, așa, corect, mă nene mă. Sau Asenjo, mă, ăsta tot timpul a fost bun, 86 diving, positioning, reflexe, handling... da, Donnarumma a recently joined. Ia, tocmai ce a plecat, da, ce a plecat Donnarumma la Liverpool. Îmi place că și Liverpool este echipa care îmi place, deci nu-i stres. Așa. Bun, acum este Zappa Costa, din păcate, nu știu de ce ar trebui să-i dau iarăși scout. Mă scuzați două secunde, nu știu ce dracu. Ok, între timp ce îmi făceam revenirea, l-am pus pe Zappa Costa acolo la scout. Vedem exact, nu mai știu exact cât e de bun Zappa Costa. În rest, ăsta ar fi tot bugetul, Calabria ce a plecat, nu cred. Perez, ieftin Perez ăsta, mă. Are viteză, da, e mai bun Hakimi pe defense. Roberto, ăsta poate ar veni la noi. Poate că ar veni la noi, are un pic de viteză, are stamina, pe atac, așa, mă rog.
Danilo, a, și ăsta e, trebuie, bă, dar ce vă apuca, mă, ce dracu ați evoluat, de aia trebuie să vă dau iar, bun, Kennedy, ia mă câțâs, bă, leu, ce vă apucat, ia Karsdorf, ia, stai, standing tackle, da, e așa, Florenzi ar fi o decizie bestie să-l cumpăr și poate am și putea să-l aducem, stai așa, Ok, Florenzi este o idee în locul lui Hakimi. Bun, țineți minte asta, Florenzi. Dar să vedem și el B. Vreau să caut și, știi, să văd, să-mi gândesc bugetul. Bun, pe el B, Grimaldo ar fi cam tot bugetul, Wendell, nu știu ce, prea scump, bla, 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 la e prea scump iară. Bareca, care, dacă știți, l-am cumpărat odată la AC Milan și chiar evolua bine, chiar și acum are statistici destul de decente. Da, na, l-am pe Darmian, știi, ar fi bun Darmian. Curzava, măi nene mă, unde ai ajuns, băi, Curzava, fratele meu? Tocmai la Hertha Berlin? Wow, săracu. Da, la asta ar trebui să-i dau scout, Emerson ce am dat scout. Alonso, stai că Alonso ar fi o idee. E bun, are statis, are crossing, are așa, are un pic de shot, probabil, accuracy, short passing, are pe defense. Să știi că e idee. E o idee. Dar, desigur, cea mai bună decizie ar fi să mai așteptăm puțin până scoutul își face treaba. Vedem de Emerson ce statistici are după atâta timp. O să-l pun și pe Mendy la asta, la scout și poate pe Wendell. Deci să vedem ce ne vor zice scouterii, că nu ar trebui să fie mult. Ok, l-am pus pe Mendy acolo pe scout. Hai să vedem. Ar trebui să fie destul de repede, nu? Ia să vedem. Nu? Nu scouterii, nu scouterii. Bă, dar totuși este interes. Ia, uite, până și pe ăsta pe Desiglio este interes nebune ce se întâmplă. Scouterilor, faceți-vă treaba dată mai repede, că mor aici de nerăbdare să văd ce se întâmplă. Ia, uite, Kluivert, Gulam, Martinez, Ocampos, Karsdorp. Toți. Să-ți de vânzare, ce dracu. Bun, atunci facem altfel. Îl iau pe ăsta pe Florenții. Sau nu mă, hai mă, că Hakimi e bun, frate, ce dracu, uite ce statistici faine are. Ar fi păcat să-l dau pe Hakimi. Da, mai degrabă în locul lui Darmian. Dar fix pe LB mi este mai greu de găsit. Mai repede găsesc un RB decât LB. Dar practic și Darmian, mă, are standing tackle și are și slide tackle. Ha, pe să-mi iau mai degrabă un portar. E greu, știi, vreau să iau deciziile corecte, știi, să fie totul perfect, să știu ce cumpăr, să nu mai dau bani așa de ala-ndala, că în momentul actual chiar avem o echipă bună, o echipă corectă, o echipă strânsă, băi, tot ce trebuie avem aici, echipa noastră, doar că, da, să vedem exact ce, cum, unde, când. Ok, sau poate Florenții. Ah, mă bate gândul să-l iau pe Florenții și pe Hakimi. Hakimi poate juca LB. Dacă l-aș pune pe Hakimi în locul lui Darmian, pe LB, da, viteză, la, sprint speed bun, la defense cât de cât începe să fie un pic mai bun, e mai tânăr, mai evoluează, da, și atunci Darmian o să fie rezerva noastră și luăm pe Florenții și Hakimi o să fie noul nostru LB. Frate, e perfect. Eu nu zic că este cea mai bună idee. Rămâne de văzut câți bani mai ne rămân după aceea. Și totul depinde câți bani ne mai rămân după aceea și după aceea să vedem dacă putem schimba și portarul. Cam asta ar fi așa ideea din mare. Ok, deci, hai să vedem. Florenții, 32 de milioane sau 49? Mult. Sper să-l pot obține mai ieftin. Ia să vedem. Players to swap nu mai am. Așa că vă dau direct o sumă. 25. Ce zici? 25 de milioane. Bă, dar atâta valorează, frate. Ce te nervezi? What? Reprezentă asta ce de la Bayern. Deci, așa ceva mai rar. Ok, știu că zicea jocul către 39 și nu știu ce, dar practic valoarea jucătorului este cât l-am oferit eu, știi? N-ar fi trebuit să se supere, că nu le-am dat sub valoarea jucătorului, știi ce zic? Din nou ofertă pentru Darmian. Ce dracu se întâmplă, mă, cu Darmian, frate? Așa mulți îl doresc pe Darmian. Uimitor.
Vine ofertă de la Manchester City de data aceasta pentru Benassi și nu mă surprinde, Benassi mi se pare, am zis, o surpriză absolută pe linia de mijloc. Ia să vedem aici, propose new transfer fee, având în vedere că e City, hai că lăsăm, nu începem cu 70, începem cu 69. Ok, Guardiola urcă la 55, ceea ce este un semn bun, un semn plin de speranță pentru mine. Hai 65, știu și eu, am mai lăsat mult. 58, bine. Hai că parcă ajungem la o înțelegere. 61 jumate. Băi, ești nebun, Guardiola zice da, mi se pare un preț corect. 61 de milioane pe Benassi. Practic, frate, e dublu valorii lui, că așa acolo value. Valoarea jucătorului de 33 de milioane, eu l-am dat dublu, 61 de milioane. Fantastic. Făi, bine. Nu l-am dat, ne-am înțeles. Acum să vedem desigur dacă se vor înțelege ăștia, dar eu nu să fiu Benassi la Fiorentina să vină City să zică, băi, vrei să vii la noi? Știi, gen, Plus City, pui mei, nu cred că au probleme să dea salarii ca lumea. Bun, acum așteptăm să vedem cu Benassi ce se întâmplă, că dacă pleacă Benassi, vă dați seama că ne va trebui un nou mijlocaș. Sau, mă rog, îl jucăm pe Veretout și ne căutăm un alt mijlocaș. Și vine o ofertă pentru Nuri de la Leicester. Mă, Nuri e o rezervă foarte bună, mi-a dat goluri, tot timpul mi-a dat goluri, este chiar foarte bun. Doar că nu prea evoluează. Dar, pe de altă parte, băi, l-aș vedea așa la un Leicester, de ce nu? Bine, nu, în realitate, că realitate, săracul băiat, știm ce a pățit. Până și în ziua de astăzi, unii am mai zis prin comentarii că ce că și-a revenit, nu și-a revenit, m-am mai verificat încă o dată. Este o accidentare foarte gravă ce a pățit el acolo la creier, nu știu ce, și a fost o perioadă destul de lungă, gen în comă, dar acum și că nu știu exact, că n-a mai găsit fix. Fie și-a revenit din comă, dar practic este ca și o legumă în pat, deci nu poate să facă nimic, sau încă îl păstrează în comă pe ideea de siguranță, că e mai sigur să stea în comă decât să, mă rog. Chestia este că orice ar fi, o să aibă permanent brain damage. Nu știu cum ar fi tradus asta în română. Daune totale pe creier sau ceea ce nu. Ok, am trecut destul de mult timp și am așteptat acest lucru, desigur, să pot renegocia din nou cu omul meu, cu my man, Florenzi, și reușesc să-l vând pe Nuri pe 15 milioane. A dus, cred că pe 8, 7-8 milioane și amul vinde pe 15, după ce un sezon n-a fost decât să rezervă. Eu zic că e mișto. Și așa că, ia uite, prin urmare, nebunul de Bolasi își păstrează clar poziția aia number one pentru poziția de cam. Deci când o să am nevoie de un cam, Bolasi pe teren. Bun, intrăm din nou în Transfer Hub, iar vreau să le iau pe Florenzi și după aceea, desigur, poate că rămânem cu același portar. Dacă pleacă Benassi, clar o să banii rămași plus banii care o să ne dea respectiva echipă, va trebui să ne gândim, să ne înțelegem și desigur să tichita ca să cumpărăm un alt mijlocaș. Bine, am mijlocaș, l-am pe Veretout care e foarte bun, l-am pe Herrera, frate, Herrera, știi cum zic? Dar, totuși, știi, parcă aș vrea ăla, ceva acolo. Ok, vă dau 30 de milioane. În sfârșit n-ai plecat, morțit tăi. Da, bun, 40 vrei, bun, eu îți dau 33. Hai mă, pui mei, Florenții. 42. Bă, da, voi nu l-aveți, bă, pe Kimmich? Sau ce dracu, sau l-ați vândut? Poate că l-au vândut pe Kimmich. 35, un pic cam mult. Hai, 34. Încercăm 34, apoi dăm 35 sau 36. Ok, au nevoie de puțin timp să se gândească cei de la Bayern. Nu mă deranjează, măcar ne-am putut înțelege și să negociem puțin prețul. Foarte interesant ceea ce am văzut acolo, este match cu Rangers, desigur știți voi, playoff-ul Champions League, cum noi am terminat pe locul 3. Faza este desigur că și data trecută tot cu Rangers ne-am bătut, nu? Și l-am văzut pe Benassi, wow, l-am văzut pe Benassi la City, ne-a dat clubul 56 de milioane. Voi vă gândiți ce bani mișcăm noi la Fiorentina? Și dacă țineți minte primele episoade, chiar
primul episod, dacă vreți. Care a fost bugetul nostru de transfer? Vreo 20 de milioane? Plus minus 20 de milioane. Știu că m-am chinuit foarte mult. L-am adus pac pe ăla, pe ăla, Nuri. A fost chiar greu. A fost chiar greu. Și uite-te că acum mișcăm bani, cumpărăm, vindem pe o grămadă de bani. Ăsta e fain la career mode-ul ăsta, că am evoluat chiar mult. Și cei care mai zic că, că de ce nu faci un career mode care, știi, să evoluezi, să nu știu ce. Uite mă, Fiorentina, eu zic că este acel echilibru de care aveam nevoie, știi, totuși o echipă mare cu care ne putem lupta, dar și o echipă care chiar a avut nevoie și zic că ăsta chiar a fost un career mode foarte bun. Pe lângă ideea, desigur, însăși de respect, de tribut pentru Astori, și un fel de reconstrucție a echipei Fiorentina, care n-a mai simțit gustul victoriei de mult. Și ia uite, încă mă chinui să aduc acel gust echipei. Aoleu, ce sună mai bizar. Dar înțelegeți voi. Ok, hai să vedem. Florenții, același salar îți dau și 180, ce zici? Sau hai să încercăm 130. Super! Băi, ting! Ce bine m-am gândit să iau 10.000 din salariu. Uite, în loc să stea la Bayern, costă 40.000 de euro pe săptămână sau cum e, și săptămână, lună, cred că săptămână, a venit la noi, costă 30. Super! Apa nu! Bai, iau 130. Păi! Două transferuri faine, ambele transferuri italieni. Asta e chiar frumos. Florenții CM, RB și RF. Îl știți pe Florenții, nu trebuie să-l prezint. Bun, un transfer super ăsta și totodată o să avem o rezervă epică, adică Darmian, care o să-și facă treaba, e clar. Ia să vedem, Florenții, du-te tu acolo așa. Victor Hugo, pe care de obicei îl țineam și chiar îl jucam în anumite meciuri, acum o să fie rezerva rezervei, că Hristov este mai bunicel. Așa, Dragoschi ești actua acolo. Pe moment îl voi lăsa pe băiatul ăsta acolo. Bun. Dar mi-a rezervă așa, CB, mijloc. Bun. Asta va fi echipa noastră. Florenții aici pe RB. Un transfer destul de scump, dar eu zic că a meritat fiecare bănuță. Adică uitați-vă, oriunde te uiți la Florenții, verde. Mă rog, excluzând poziția de portar și strength. Dar în rest totul este verde. Omul ăsta îți face și apărarea, dar și atacul. Bun, Florenții zic eu că e o achiziție perfectă de nota 10+, plus încă îl păstăm pe Hakimi, că mi-era, nu puteam, parcă știi, mi-era, te mai evoluează omul, trebuie jucat. Bun, așa că acum îl avem pe Herrera, în locul lui Benassia acolo și desigur, da, poate în episodul viitor ne vom căuta unul pe poziția de CM, care desigur să ia locul lui Benassi și acum o să fie o dublă, așa e, tur-retur cu Rangers, plus meciul ăla cu Inter care fuck it. Bun, hai să dăm simulate, ca și data trecută, dăm simulate cu Rangers, nașpa că suntem în deplasare și după aceea jucăm noi meciul de acasă sau așa, vedem. Ia să vedem cum se descurcă echipa, 1-1, e în deplasare, e ceva cu jocul ăsta în deplasare, puii mei, dar... Am vrut să zic că, dar cum n-am dat două goluri, că uite că Herrera și Oziacup. Și apoi am văzut că și ei au un Herrera. Voi vedeți? Herrera? Herrera. Doi jucători Herrera. What? Ce tare! Bun. 1-1 în deplasare, puii mei. Las că vedem noi în meciul retur. Dar aici se oprește episodul. Va trebui eu aici puțin tel să fiu atent și să-mi caut un mijlocaș să nu mai lălăim tare mult. Dar, desigur, va fi o decizie un picuț mai grea, totuși și Herrera e bun, știi, adică a venit pe gratis, și statistici are omul, poate îl păstrăm pe Herrera pe mijloc. Ar fi și asta o idee, să știi, să-l păstrezi pe Herrera ca și titular pe mijloc, why not, e bun. Și mai degrabă ne axăm pe un portar. Poate că asta este și întrebarea mea către voi aici la final de episod. Portar sau alt mijlocaș? Răspundeți, comentarii de mai jos, numai bine, bye bye!